Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, prea iubiți frați și iubite surori, slăvit să fie Domnul! Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Amin. Sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel, trimise romanilor, capitolul 13, versetele 8, 9 și 10. Dar sunt cuvintele Sfântului Duh pentru fiecare dintre noi la începutul acesta de an. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în cele 360 de zile, nu știm de vom trece cu toții peste ele, să nu facem nimic altceva și să nu avem nicio altă datorie față de nimeni decât aceea de a iubi, decât aceea de a îndrăgi din toată inima și cu toată inima pe aproapele nostru și pe Dumnezeul nostru din ceruri. Am citit cu ceva vreme în urmă și în ziua aceasta mi-a venit iarăși în minte un fel de clasament al meseriilor pe cale de dispariție de la noi din țară. Și printre ele este amintită și meseria de olar. Nu i-am dat importanță și am uitat de lucrul acesta până când s-a amintit azi în locul acesta. Eu știu foarte puțin despre această meserie. Știu că se ia, o cantitate de lut care trebuie încălzită și trebuie frământată și din când în când pus un pic de apă peste ea și pus pe o roată care se învârte și trebuie și un olar priceput care să-i dea formă. Și apoi trebuie ars și apoi trebuie desenat ceva frumos pe ea și de obicei vasul acesta era pus la loc de cinste. Pentru că trăim niște vremuri în care totul se bazează, cele mai multe lucruri se bazează pe viteză, cred că se renunță la lucrurile acestea, se face o matriță și cu ajutorul lor totul se face foarte, foarte repede. Dar dacă eu aș fi olar, și vă rog să vă gândiți și frățiile dumneavoastră la lucrul acesta, și să am frământătura aceea, și roata aceea, și răbdarea, și mâinile acelea îndemânatice de a face un vas, cu câtă dragoste aș arăta apropiaților mei. Uite, vasul acesta eu l-am făcut. Și gândindu-mă la lucrurile acestea, spun din toată inima că anul ce a trecut, și știu sigur că nu doar pentru mine, ci pentru toți din locul acesta și pentru mult mai mulți decât suntem noi în locul acesta, anul trecut a fost un an al frământărilor. Și vreau să mă întreb pe mine, și vin cu aceeași întrebare în fața frăților dumneavoastră, în frământătura anului care a trecut, de ce ne aducem noi aminte, măcar de un singur eveniment, ne aducem aminte în clipa aceasta? Și are evenimentul de care noi așa ne amintim, are vreo legătură cu relația noastră cu Dumnezeu? Are vreo legătură cu cuvântul lui Dumnezeu? Are vreo legătură cu poruncile lui Dumnezeu, cu așteptările lui Dumnezeu de la noi? Are vreo legătură cu legământul care îl avem noi cu Dumnezeu? Ce ne aducem aminte
din anul care a trecut. Dacă ar fi să parafrazez cuvântul părintelui Nicula din ultimul număr al ziarului Sus Biruitorul, a fost un an al codurilor. Cod galben sau cod portocaliu, ba de secetă, ba de nisoare, ba de ploaie. Nimic legat de Hristos. Ba peste toate acestea, ca cel rău să poată să ne atragă atenția de la ceea ce e important pentru noi, a mai fost și ziua de 21 decembrie. Când are multă lume, încerca pe și mai multă lume să convingă că va fi sfârșitul lumii. Și iată-ne, în ziua de azi, în mijlocul fraților și a surorilor, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, ascultând cuvântul lui Dumnezeu. S-a dus și codurile, s-a dus și 21 decembrie. Ce a fost important pentru noi în anul care a trecut? Ce a fost important? Am fost martori la suflete smulse de Domnul Iisus din păcat, care s-au întors la Domnul. Ne aducem aminte de aceste clipe? A fost clipe când Dumnezeu n-a întârziat să răspundă rugăciunilor noastre și genunchilor noștri plecați la rugăciune. De acestea ne aducem noi aminte. A fost clipe când n-a mai știut de neliniștea care era în inima noastră și în mintea noastră în ce parte să o luăm și aici în adunarea lui Dumnezeu și în mijlocul fraților și a surorilor o pace desăvârșită, o pace de neînțeles și de necrezut de cei ce nu sunt pe calea Domnului s-a coborât peste noi. Și ne-am dus acasă și pacea a rămas cu noi. Și au trecut zilele și pacea a rămas cu noi. Și a venit și sfârșitul de an și în pace cu frații și cu surorile, am trecut dintr-o parte în alta. Și iată-ne în 2013. Și vine în ziua aceasta a păcii și în clipa aceasta a păcii Sfântul Apostol Pavel și ne spune să nu vă datorați nimic unii altora decât dragoste. Dragii mei, dar le mai spune Sfântul Apostol Pavel ceva romanilor. De data aceasta în capitolul 8, versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Și să luăm bine, bine aminte. Dacă iau eu sau careva dintre frățiile dumneavoastră hotărârea în inimile noastre și să spunem cuvintele acestea sunt pentru mine, va veni o vreme să ne uităm înapoi la cuvântul acesta și la vremea ce va trece după ce noi vom pleca din locul acesta cu aceste cuvinte pe inimile noastre. Nimic, nimic pe noi nu ne va despărți de Hristos. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doamne, dă-ne, te rugăm, această binecuvântare. Se cuvine să spunem din toată inima lucrul acesta și rugăciunea aceasta. Și să o spunem cu toată credința. Și vă spun lucrul acesta pentru că am avut vreme la sărbătorile acestea să schimbăm două vorbe între noi. Și îmi spunea un frate că avem noi așa un obicei să petrecem tare trudiți aceste sărbători. Dragii mei, dacă ar fi să stăm și să ne gândim cum așteaptă Domnul Iisus Hristos de la noi să arătăm dragostea noastră. N-a trecut mult de la sărbătorile Crăciunului, nașterea Domnului,
noaptea luminii, bucurie de plină, bucurie de săvârșită, steaua care luminează Ieslea, magii ducând daruri, păstorii, noi ducând vestea aceasta din ușă în ușă. Cum, ce anume cere Domnul Iisus de la noi să arătăm dragostea noastră? Și de fapt ce am pregătit noi și cum ne-am gândit noi că ar fi cel mai bine? Bine era pe genunchi, dacă am făcut-o, slăvit să fie Domnul. Bine era să ne folosim de vestea de vremea postului, dacă am făcut-o, slăvit să fie Domnul. Dar știu tare bine că cei mai mulți din locul acesta, înainte de sărbători, ne-am ridicat bine mânecile și ne-am apucat de lucru. Mesele să ne fie pline. Umblat am o vreme să ne căutăm și brăduțul, că trebuie îmbrăcat și pus acolo, la locul lui. Și-au venit colindătorii și ne-au plăcut să se simtă bine. Și s-au simțit oare bine pentru că au colindat sau pentru că ne-am săturat? Iertați-mi întrebarea. Aș vrea din toată inima niciodată să nu ne săturăm de Hristos. Aș vrea din toată inima niciodată să nu ne săturăm de a ne datora unii altora dragoste. Aș vrea ca niciodată să nu ne săturăm de a spune: Doamne, nimic nu mă va despărți de Tine. Nici foametea, nici lipsa îmbrăcămintei. Oare cum e să vii flămând la adunare? Oare cum e să vii la adunare cu aceeași haină care o porți o săptămână întreagă? Să uită oare Domnul Iisus la lucrurile acestea sau se uită la inimile care le aducem și le punem înainte? Dar știu tare bine un lucru, că nu-i nimeni nici să vină flămând la adunare, nu-i nimeni nici să vină la adunare cu aceeași haină cu care o poartă peste săptămână. Nici de acestea nu trebuie să purtăm grijă, dragii mei. Dar trebuie să purtăm grijă ca pe noi, de va fi vreodată, lucrurile acestea să nu ne despartă de Hristos. Și pentru anul care ne stă înainte, să nu ne datorăm unii altora decât dragoste. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.